Premierul a trimis la Palatul Cotroceni cererea de revocare a ministrului finanțelor Alexandru Nazare. Florin Câțu a declarat după ședința de guvern de la ora 12 că Nazare a refuzat să-și dea demisia. A avut posibilitatea să-și dea demisia, a fost revocat, asta a declarat premierul. Câțu a mai anunțat că la Ministerul Finanțelor va fi efectuat și un control de către corpul de control al premierului după ce Alexandru Nazar a refuzat să-și dea demisia. Aș vrea să fac un anunț. După o discuție cu membrii coaliției marți seara, în care i-am anunțat că am cerut demisia Ministrului Finanțelor Publice, acesta ne-a informat că nu dorește să-și dea demisia și preferă să fie revocat. Astăzi, după încă o discuție cu membrii coaliției la prima oră, am transmis președintelui Klaus Iohannis cererea de revocare a domnului Alexandru Nazare din funcția de ministru al finanțelor. De asemenea, am trimis și propunerea de ministru interimar ca acela să fiu eu. Repet, domnul ministru Nazare a avut posibilitatea să-și dea demisia, a preferat să fie revocat. Toți liderii coaliției au fost informați de marți după amiază și încă o discuție cu aceștia în această dimineață. În ceea ce privește motivele, a făcut o evaluare la 6 luni de zile. Sunt mai multe lucruri, dar, pe scurt, cele mai întârziate proiecte sunt la Ministerul Sănătății. Tot în ședința de azi, de guvern. Surse din interiorul Partidului Național Liberal susțin că miza schimbării ministrului finanțelor este legată de războiul intern din partid, respectiv de conflictul deschis între Florin Câțu și Ludovic Orban. Nazar nu ar fi fost de acord cu rectificarea bugetară preferențială față de anumiți primari liberali.